Primarul Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, având în vedere HCL numărul 29 din 27 iulie 2016, privind aprobarea regulamentului de organizare a funcției și funcționare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin, județul Bacău, adresa numărul 36 din 16 iulie 2018, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, registratura la noi sub numărul de 253 din 16 iulie 2018, prin care ne se solicită adoptarea în ședința Consiliului Local Mănăstirea Cașin din luna ianuarie 2018 a două proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea masterplanului actualizat în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău și doi, proiect de hotărâre referitor la cuantum cotizației de membru ADIP aferent anului 2018. Adresa numărul 1140 din 19.1.2018, înregistrată la noi sub numărul de 332 din 19.1.2018, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizarea Bacău, prin care ne solicită supunerea spre aprobare și adoptarea următoarei hotărâri. Atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii instalațiilor de deșeuri județul Bacău și cotizația anuală la bugetul ADIS Bacău pentru anul 2018. Adresa numărul 12720 per 54 din 15.12.2017, primită la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, înregistrată sub numărul de 7361 din 28.12.2017, prin care se acordă avizul pregător pentru anul școlar 2018-2019. Prevederile articolului 1 din legea numărul 153 din 2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Hotărârea Guvernului României numărul 846 din 2017. Prevederile articolului 19 și articolul 61 din Legea Educației Naționale, numărul 1 din 2011. În temeiul prevederilor articolul 68 din alineatul 1 și alineatul articolul 115 din alineatul 1, litera A, din Legea numărul 215 pe 2001, administrației publice locale publicate și modificate cu completări ulterioare. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară de lucru ordinar, în data de 29 ianuarie 2018, în sala de ședință de la primărie, începând cu orele 16, având ca proiect de ordine de zi următoare. Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni, ceea ce s-a întâmplat. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea masterplanului actualizat în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea cuantumului cotizației de membru ADIP aferent anului 2018. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri
municipale din județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației aferente membrilor ADIS din anul 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Mănăstirea Cașin pentru anul școlar 2018-2019. HCL privind menținerea coeficienților de ierarhizare a salariilor pentru funcțiile publice ale personalului contractual din cadrul Comunei Mănăstirea Cașin și a procentului indemnizațiilor consilierilor locali și adaptarea acestora la salariul minim, precum și la salariile asistenților sociali și indemnizațiile personalelor cu handicap grav la salariul minim pe economie stabilit prin hotărârea de guvern 846 din 2017. 8. HCL privind scutirea de plata impozitelor și taxelor pentru salubritate până la data de 23.08.2017 a domnului Ciubotaru Dănean din cauza problemelor grave financiare. Proiect de hotărâre privind modificarea impozitelor pentru terenul intravilan a impozitelor asupra mijloacelor de transport și a concesionarilor cabinetelor medicale conform noilor reglementări. 10. Actualizarea devizului general aferent proiectului investiții, modernizare și dezvoltare infrastructurii Școlii General de Ani numărul 1, stat Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la vizier de la primărie și va fi comunicată în termen legal instituției prefectului județului Bacău. Ședința este publică. De aș vrea să fiu o mențiune, o să rămânem doar cu 9 puncte, pentru că la punctul 10 n-am primit materiale de la proiectanți și nu puteți. Deci, desculeam, vă să scoatem cu 9 puncte. Nu, scoatem cu 9 puncte, dar nu. Deci, cine este de acord cu ordinea de zi? Cele 9 puncte. Împotrivă? Se abține cineva? Eu mă abțin. Eu mă abțin. Și eu mă abțin. Da, punctul 1 am aprobat. De fapt, 2, mă, nu? Proiect de hotărâre este referitor la aprobarea master plan actualizat în sectorul de apă și apă uzată și sub acolo, da? Asta e punctul 2. Trebuie să înțeleg. Și că s-a așezat. Poate nu este așa. Nu merge. Adresa 09 din 10.03.2018 și ne-am primit următoarea. Având în vedere ședința adunării generale asociațiilor, programată în prima decada lunii februarie 2018, ședință ce care va avea pe ordinea de zi și adoptarea două proiecte de hotărâre AGA-ADIP și anume, proiect de hotărâre AGA-ADIP referitor la aprobarea master planului actualizat în sectorul de apă și apă uzată județul Bacău, care, în conformitate cu prevederile articolului 16 alineatul 3 litera din Statutul Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIP, strategiile de dezvoltare ale serviciilor de utilități publice se aprobă în adunarea generală a asociațiilor și sunt votate de către reprezentanții unităților administrative teritoriale în baza unui mandat special acordat expres în prealabil prin hotărâre a autorităților deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. Al doilea proiect de hotărâre al ADIP referitor la aprobarea cuantumului cotizației de membru ADIP aferent la anul 2018. Începând master planul județean, prezintă un program investițional județean, fiind o componentă obligatorie în cadrul documentației necesare accesării fondurilor europene prin programul operațional infrastructură mare. Adoptarea de către Adunarea Generală a Asociațiilor ADIP a unei hotărâri prin care se aprobă strategia aferentă serviciilor de apă și apă uzată la nivelul asociației și membrilor acesteia trebuie să se încadreze în termene prestabilite, fără a pune în pericol demararea la timp a documentației de obținere a finanțării. Anexăm următoare de documente, draft model. Expune motive, raport de specialitate,
referat proiect de hotărâre pentru proiectul de hotărâre privind cotizația de membru, expunere de motive, raport de specialitate, referat proiect de membru. Cred că este o iamă, dar ești de la următoare. Ca să nu ținem o anumită ceva aici. Poate e vorba de autorizație. Apoi la punctul 3 aici este. Este punctul 3. E rușine pentru noastră, domnul primar, dacă veniți atât de nepregătit. Domnul general a venit în rând și au venit 1000 de pagini. Mulțumim pentru informație, pentru observație, domnul. Da, domnul. Să vă fie rușine, domnule, că vă bate joc de conjugație. Da, nu e. 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 Da
Pentru anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Asociația de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și în realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz a sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. În urma adresei ADIS numărul 33 din 8.1.2018, înregistrată la Consiliul Local sub numărul 89 din 8.1.2018, propunerea fiind adoptarea unei hotărâri privind cuantumul cotizației anuale la patrimoniul asociației aferentă anului 2018. Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului management integrat al deșeurilor din județul Bacău și posibilitățile financiare de la nivelul diverselor unități administrativ-teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențiat după cum urmează. Județul Bacău, 1 milion de lei. Municipiul Bacău, 600.000 de lei. Municipiul Onești, 100.000 de lei. Municipiul Moinești, orașele Buhuș, Comănești, Dărmănești și Târgu Ocna, 40.000 de lei. Orașul Slănic Moldova, 10.000 de lei. Pentru comunele cu o populație sub 3.000 de locuitori, 3.000 de lei. Pentru comunele cu o populație între 3.000 și 5.000 de locuitori, 5.000 de lei. Pentru comunele cu o populație între 5.000 și 10.000 de locuitori, 6.000 de lei. Pentru comunele cu o populație de peste 10.000 de locuitori, suma să fie de 7.000 de lei. În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern numărul 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 16 alineatul 2 litera K și articolul 21 litera I din statutul asociației, adunarea generală a asociației aprobă cotizarea anuală la patrimoniul asociației în baza unui mandat special acordat expres în prealabil prin hotărârile autorității deliberative a asociatului a cărui reprezentant este. Facem precizarea că potrivit prevederilor articolului 12 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, asociațiile de dezvoltare intercomunitare se finanțează prin contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, precum și prin alte surse în condițiile legii. Învederăm faptul că, potrivit statutului asociației județului, va fi beneficiarul proiectului și devenind proprietarul tuturor bunurilor realizate prin investiții în cadrul proiectului, care sunt componente ale infrastructurii aferente serviciilor și care deservesc mai mulți asociații. Având în vedere cele mai de sus, apreciem că este necesară inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Noi suntem 6 da, să o să dau citirii proiectului de hotărâre. Da.
O să, nu o să mai citesc din nou preambulul că a fost în referat. Și atunci, în baza dispozițiilor articolului 32, aliniatul 2, litera B, litera D, ale articolului 45, aliniatul 2, litera F și ale articolului 115, aliniatul 1, litera B, de legea administrației publice locale, 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, se propune. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău, în cuantum de 1.000 de lei. 6.000 de lei. Se mandatează domnul preoteasă Gabriela Vân, calitatea de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIP, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și de votul urmează. Pentru județul Bacău, 400.000 de lei, pentru localitățile de rang 1, municipiul Bacău. De aici ați greșit. Județul Bacău nu era, era 1.000.000. Așa ați citit. 1.000.000, da, nu e problemă, mori. Asta a trecut până la 4.000. Nu ne afectează. Nu s-a întâmplat nimic. Nu, așa s-a citit, 1.000.000 pentru Bacău. S-a citit 1.000.000. Dar nu e problemă, pentru că E vorba de articolul 1, prin care se cotizația anuală de 6.000 de lei și se mandatează domnul primar ca având calitatea de reprezentant al UAT-ului, da, în cadrul asociației. Și deci până la vot asta, nu? Proiectul de hotărâre va fi supus spre analiză, dezbatere și aprobare în ședință de Consiliu Local în ianuarie 2018. Să face dezbatere. Da. Să scrie. Dar până acum cât a fost? 5.000. 5.000. Da. Am mai scavat? Dacă se dezbate, facem și ei dezbatere. Da. Spune la cuvânt? Nu, la punctul 3 nu, cumulăm 3 cu 2? Da, nu știu. Hai, discutăm despre cotizație. Mai completez eu cu Sunt două chestiuni diferite. Nu am trecut. Nu găsesc, domnul primar, materialul de prezentare. Păi când? Nu găsesc. Despre cotizație. Dacă am să pot să luăm? Da, la eu văd problema un pic mai simplă. Atâta este cotizația. Nu știu, acum dumneavoastră că găsesc. Mă da. Mai întâi, domnul vice, ce înseamnă taxe pentru județul Bacoaia de 1.000 de lei? Păi cum adică? Dacă fiecare oraș, fiecare comună nu are contul pentru fiecare... UAT-ul e UAT pe fiecare comună, oraș. Așa, și 1.000 de lei pentru județul Bacoaia. Și județul nu era 1.000, era 1.000. Consiliul Județean este și el membru în... Păi, și ce servicii face adică ăsta pentru Consiliul Județean? Dacă... problema noastră e... Noi suntem membri asociați ca o comună, nu știu acum. Probabil Consiliul Județean dă și el cu subsemnatul. Stai, doamne, dacă nu-i corect. Cum adică, dar ce facem? Nu avem voie să ne dăm și noi seama? Să facem un amalgam, o ciorbă? Deci Consiliul Județean este Consiliul Județean, Consiliul Local este Consiliul Local. Asta adică când ați primit această hârtie și ați văzut că acest județ trebuie să plătească 1.000.000. Pentru ce anume? Pentru că fiecare... respectiv Consiliul Județean. Adică Consiliul Județean, când sunt acolo 100 de angajați, plătește cât, cât în oraș întreg, nu? Bănuiesc că s-a făcut adunare la toate comunele, la toate OAP-urile și a ieșit sumă. S-a făcut un buget de... Și Consiliul Județean a luat hotărârea să contribuie cu 1.000.000. Deci Consiliul Județean este membru la DIS.
exact cum e să ia, exact, să ia funcție din populația pe care o are fiecare. Și populația județului e mai cu Consiliul Județean mai mare decât tot județul. Nu cum vine treaba asta. Trebuia să justifice și să învețe bine care ce înseamnă aceste cifre. Ca să ne spunem acum, suntem niște proști aici, domnule. Este cotizația care trebuie să o dăm noi ca și membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Asta, simplu, ca bună ziua. Păi nu, dar de ce cotizații? Cotizații. Ești membru la o asociație. Deci, încă o dată vă spun. Această cotizație este pusă tabu. Eu am mai spus și la ședințele, de fapt tema asta s-a mai discutat și altă dată. Am mai spus și la ședințele anterioare că această sumă trebuie făcută pe cantitatea, sau pe, mai exact pe tonajul care se strânge în comun. Asta e vorba de cotizație. Deci ești membru într-o asociație, trebuie să ai... Noi discutăm despre... apă și adiv, Nu întrebați acum, stați așa. Cum adică, domnul, să întrebați? Păi. Deci puneți, puneți pe tapet și îi zic, ne spuneți ce probleme sunt aici. V-am explicat exact. Este vorba de contribuția noastră pe care avem noi în cadrul Asociației de Dezvoltare din Intercomunitară. Noi avem un profit, un beneficiu aici, dar da, beneficiați de master planului. Deci, eventual, avem prioritate la proiecte, la ceva, ne favorizează cu ceva. Da? Asta. Asta încerc să vă spun. Da. Începusem cu master planul, care înseamnă planul de dezvoltare pe, perioadă, pe următoare perioadă, în 2024, iar noi suntem inclus și Mănăstirea Cașin este inclus cu anumite investiții în cadrul care pe prioritate master planul. Se pregătește ca să depună pe programul operațional de investiții pe merit. Deci prioritate nu avem. Nu avem cum să avem prioritate. Nu facem nimic deosebit. Dacă noi am contribuit cu o sumă extraordinar de mare, prioritate nu avem. Dar suntem și noi luați în calcul și o să vedeți că avem o listă de investiții care urmează să demareze. Da, considerăm încheiat asta cu cotizația. Cotizația, da? Să punem la vot ca să aprobăm. Da, bineînțeles. Să punem la vot cine este pentru cotizația. 6.000 de lei în comună de stăia. Și în comună de stăia ca așa. Deci, 2. Se abține cineva? Da. Da, asta e. Revin la master plan și vă spuneam de când era prins aici, principalele investiții care au loc pe teritoriul comunei noastre. Și avem... Vor avea loc în cadrul... În cadrul master plan. Și avem la Lupești, pe o lungime, se vor face extinderi pe o lungime de 500 de metri liniar, la alimentare cu apă, la Mănăstirea Cașin, în satul Părvulești, o lungime de 400 de metri liniar, la Mănăstirea Cașin, 2,5 km pe alimentare. Pe canalizare, se vor face la Mănăstirea Cașin 17,4 km, la Lupești 3,7 km, iar la Părvulești 1 km. Am puțin Părvulești. Ce anume? 70 km, vă dați seama, 70 km prinde... Totul scrie și pe Mănăstirea Cașin, în cel mai mult. După ce va fi ce? Canalizarea asta va fi o problemă, da? Să vedem, să vedem finanțat. Vă dați seama că toate consiliile locale trebuie să aprobe master planul și să înceapă să depună proiectul pe program operațional de investiții pe mediu, POIM.
Deci, asta era ceea ce ne interesa în mod expres pe... Interesant este să știm când se finalizează aceste lucrări, da? Deci, etapele revizuirii de la master planului au fost analiza situației existente la nivelul sistemelor zonale de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările indicate în caietul de sarcini, urmărind colectarea de informații generale relevante cu privire la planurile de dezvoltare urbană și regională, informații de ordin social și economic, dar și date specifice care să permită să ne permită să evaluăm situația actuală a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Bacău, inclusiv din area de operare a operatorului regional. Revizuirea și actualizarea master planului pentru identificarea necesităților de reabilitare și extindere a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, atât de localitățile incluse în proiectul actual, cât și de restul și în restul localităților ce vor face parte din fazele de investiții ulterioare, în scopul îndeplinirii standardelor Uniunii Europene în domeniu, cu pregătire pentru perioada de conformare 2014-2020. Masterplanul a fost elaborat pe baza documentului intitulat GID de elaborare masterplanul pentru proiecte de alimentare cu apă și apă uzată. Conținutul acestui document este structurat pe două volume, primul conținând raportul, învățit în 11 capitole, iar în cel de-al doilea regăsindu-se anexele. Masterplanul revizuit are structura recomandată de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial de Mediu și anume. Capitolul 0 reprezintă sumarul executiv al masterplanului. Capitolul 1 reprezintă cadrul general al revizuirii masterplanului. Capitolul 2 este descrisă pe larg situația existentă având ca an de bază 2016. Capitolul 3 sunt prezentate previziunile, estimările elaborate de către consultant pentru orizontul 2017-2047. Capitolul 4 reprezintă obiectivele naționale, regionale și județene în ceea ce privește alimentarea cu apă și colectarea și tratarea apelor uzate. Capitolul 5 descrie opțiunile de investiții propuse, metodologia de evaluare a acestora și opțiunea recomandată. În capitolul 6 este prezentată strategia la nivel județean cu privire la infrastructura de apă potabilă și apă uzată. La capitolul 7 este prezentat contextul de planificare și planul de investiții pe termen lung actualizat. Sunt prezentate de asemenea parametri de proiectare, costurile unitare utilizate, etapizarea planului de investiții pe termen lung, costurile de investiție, costuri de operare și întreținere, programul de implementare pentru etapa a doua 2014-2020 și cerințele instituționale pentru implementarea acesteia. Capitolul 8 include o analiză financiară și economică a măsurilor propuse. Capitolul 9 este propus planul de evoluție a tarifelor, revizuit și analiza suportabilității acestora. Capitolul 10 prezintă programul de investiții pentru etapa a doua, prioritizarea investițiilor pentru etapa 2014-2021, indicatorii cheie performanței. Capitolul 11 prezintă planul de acțiune pentru implementarea acestei etape. Revizuirea și actualizarea masterplanului s-a realizat în cooperare cu ADIP, Compania Regională de Apă Bacău S.A. și toate unitățile administrative teritoriale din județul Bacău, întrucât proiectul prezentat, masterplanul actualizat, este un proiect de mediu, se acordă prioritate îmbunătățirii serviciilor de apă uzată. Astfel s-a realizat o ierarhizare a aglomerărilor pentru apă uzată în conformitate cu obiectivele țintă naționale și directiva UE privind la preuzată. În conformitate cu articolul 16 alineatul 3 litera A și A de articolul 17 alineatul 1 din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIP, cu modificările și completările ulterioare, strategiile de dezvoltare ale serviciilor de utilități publice se aprobă în adunarea generală a asociației și sunt votate de către reprezentanții UAT-urilor în baza unui mandat special acordat expres în prealabil prin hotărârea autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. Ca urmare a solicitării Asociației de Dezvoltare ADIP, prin adresa 855/16/11/2017, înregistrat la Consiliul Județean Bacău, a fost organizată dezbatere publică la Centrul de Afaceri Expozițional Bacău. La dezbatere au fost invitați toate UAT-urile din județ, consultantul care a realizat actualizarea masterplanului, SC Crab S.A., SC Raja Constanța, Administrația Bazinală de Apă Sărie, Serviciul de Gospodărie de Apelor,
Direcția de Sănătate Publică Bacău, Agenția de Protecție a Mediului Bacău. Au fost formulate observații, propuneri de către OAT-uri, intervenții tehnice și lucrările publice din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean, care au fost înaintate consultante. În cadrul, în conformitate cu prevederile legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, minută încheiată cu ocazia dezbaterii publice organizată în data de 27 noiembrie, și toate adresele, observațiile și propunerile primite au fost publicate pe site-ul Consiliului Județean Bacău, secțiunea informații de interes public. Pe urmare comentariilor și recomandărilor primite, consultantul a înaintea Consiliului Județean Bacău, prin adresa 525 decembrie 2017, master planul actualizat în sectorul de apă și apă uzată de județul Bacău, varianta finală în vederea aprobării. Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local, privind aprobarea master planului la sector de apă, apă uzată, modificările și completările ulterioare. Da. Știți că noi am aprobat odată un master plan, da. Dacă vă aduceți aminte. Noi l-am aprobat, practic acum s-a făcut o reactualizare a lui. Da, dacă sunt întrebări, exact. O întrebare eu aș vrea să spunem. Ca să fim optimiști, domnule, să ne gândim la chestii. Dacă o să avem apă curentă și o să avem și canalizare, local noi o să avem tratarea apei uzate aici sau... Va fi o singură stație de tratare. Deci în proiect, da. O singură stație de tratare. Stația de tratare va fi la acasă. Da. Deci, ai vorba de 2030, da. Va fi colectorul cu o singură stație de tratare. Da. A doua problemă. Asta va fi un avantaj, pentru că mai multe stații de tratare înseamnă bani mai mulți. Bani mai mulți, da. Păi da, să mă spuneam. Înseamnă că bani de exploatare mai mari, da. Acum ne facem planul, noi nici nu avem conducta băgată. Dacă eventual, să zic, începem să băgăm și noi conducta pentru apă uzată, pentru canalizarea asta, v-ați gândit cumva în locurile unde de așa e asfaltat, o să spargem iară să asfalt acolo, stricăm iar. Acolo sunt la orice fel de lucrări de genul ăsta... N-ați lăsat spațiu ca pentru... La orice fel de lucrări de genul ăsta, să fac prevederi în cadrul proiectului pentru refacerea zonei. Dar pe ce ești? De ce n-a supărat? Refacerea, așa cum s-au refăcut și atunci când s-au băgat conductele cu câți ani, nu știu. S-au băgat conductele alea, care sunt acum, nu știu dacă mai sunt funcționabile. Nu s-a acolo. Așa, eu știu că s-au băgat conductele și nu s-a reparat nimic din ce s-a stricat. Nu-i vorba de șanțuri. E vorba de pudețele oamenilor, de... Deci nimic s-a reparat, a rămas așa. Nici nu avea cum să se repare. De ce? Vă dați seama că proiectantul nu putea să măsoare fiecare porțiune la un șes să stabilească un preț. Da, da. Nu mi se pare corect să strici. Omul și-a făcut acolo, că și-a făcut pudețul, nu mi se pare corect să strici și să nu repart. Lucrarea a fost făcută de domeniul public. Bănuiesc că nu s-a intrat în curtea nimănui. Da, fiecare gospodar și-a făcut acolo. Mai ales că tot ceea ce s-a făcut, s-a făcut fără autorizație de construcții și așa mai departe. Da? Deci ce se face? Se face pentru confortul fiecăruia. Acum nu putem să le facem la fiecare, să știți, să facem o investiție exact ca pe preoduce, dacă vezi, da? Ați văzut? S-au stricat podețele, fiecare și face podețul în față, na, nu are cum să... Bine, și dacă e vorba de stricat asfaltul, bun, că băgați... Asfaltul e altceva. Asfaltul se decupează și se prevede de cât de probabilitate refacerea, că de la asta plecă la sine. Și apa potabilă, domnul primar, ce face? Când va funcționa? Apa potabilă, lucrăm la proiect pentru schimbarea soluției și mergem la... Dar v-am prezentat o situație am o luni de zile sau două luni de zile. V-am spus că am luat legătura cu Ministerul,
am stabilit ce avem de făcut. Suntem la schimbarea de soluție. Finanțare la care e soluția? Dar v-am mai expus, domnul consilier. V-am mai expus de atâtea ori. Iarăși n-ați fost atent. Nu, domnule, că lucrarea asta e începută din... Asta e ca observație că e începută din... Asta e ca observație că e începută din moșul lui terminată. Asta vreau să-ți mă rezolvați. Și ce? Spătare cu toate ce care e soluția mă rog, dar și nu spus de asta. E vorba de captare din apă de suprafață din părâul găinat. Da, să vedeți că... Bun, și ce prezidentează? Că se pune soare în domeniul de drept. Nu, mă rog, nu. Înseamnă captare făcut... Cu puțul, cu ce? Nu, baraj cu prizii tiroleze, cu anumite prizii tiroleze, cu desinisificatoare, intră apa și se aduce până la până aici, la rezervă. Până sus la... Da, până la rezervă. Da. Să ne facem cruci și suprem la cât mai repede ne trebuie. Vă dați seama, toți dorim chestiunea asta, dar... Dar o dorim de 14 ani. Sper de alegeri suntem acolo. Ați declarat în 2013. Da, nu e chiar un proiect simplu, dar nu ceva, dar vă știm că... Nu e simplu, dar... Da, deci avem ceva la vot aici? Aici, aprobarea master plan. Aprobarea master plan. Cine este pentru? Ok. Toți sunt gata. Împotrivă? Se abține ceva. Să rezolvă. Mai apoi, că nu vă rezolvă. Vă spune că așa ne vedeam. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipiului Județului Bacău. Da, în sfârșit s-a declarat un câștigător la... La lotul de la ce? La concesionarea serviciului de operare a instalațiilor. Știți că cum e platforma de românești, de exemplu, era inoperabil pentru că au fost atâtea contestații, s-au contestat, s-au judecat și, în sfârșit, 10 Hyped Sorting, ESA, București și Anduna, Serpimov, SRL București. Au fost declarați câștigători din licitații la... Nu l-ai pregătit să știți ceva? Va fi el ceva? Eu nu cunosc, nu sunt străin, poate știți dumneavoastră. În fine, ca și iarăși, procedura este aceeași, fiind parte în ADIS, acum vorbim de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, facem aprobarea ca și ceilalți membri din asta pentru a le da în operare agenților economice. Deci cine este? Nu, stați să citesc. Deci, hotărârea numărul 4 sună așa, se aprobă atribuirea contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Bacău către asocierea stați cum este unul. CECO Sud ESA București, lidera asocierii, SECE Hike Sorting ESA București și SECE Anduna Servimob SRL București. Ei au venit în asociere toți. Se aprobă contractul privind delegarea prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Bacău. Se mandatează domnul Papriotesi Gabriel să voteze în cadrul adunării generale asociații aprobarea celor prevăzute la articolul 1 și 2, se întâlnicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, ca nu își seama Comunei Mănăstirea Cașin, să încheie contractul privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău cu asocierea SCE Cosub ESA București, lider al asocierii SCE Hike Sorting ESA București și Anduna Servimob SRL București. Deci sunt trei operatori care vor lucra. Care au venit asociați. Asociați. Da. Sau mai trei. Da. Asta este... Deci și trebuie să aprobăm noi că... Să vă neapărăm că oamenii se poate exploata. Păi dacă i-am câștigat ce a fost... Da. Licitația ce a fost câștigat. Bun, și atunci noi ce aprobăm dacă ei stau câștigați? Aprobăm. Ca asociația să încheie contractul
noi practic nu putem nici asociația și reprezentăm domnul primar să ia decizii. Reprezintă comuna, în cadrul asociației. Și în cazul ăsta dacă eventual cere prețul mai mare, ne apărați? Da, nu acolo, în cadrul licitației, a avut care de sace, ne-a avut deci tot ce... Deci nu mai afectează cu nimic, nu? Rămâne prețul acela, nu? Prețul nu are, ăla e preț aprobat. Cu prețul de operare la noi... Păi da, ăla care am arătat, deci nu are niciun legătură. 4,27. Deci nu are niciun legătură. Costă în decembrie. Păi de asta mă doresc. Da. E de fapt ăștia, ce fac, scot din gunoaie de strâns și îl selectează, nu asta mai trebuie. Selectează și face... Deci îl face de sticlă la sticlă, vreau să facă posibil, da? Chestiunea este, domnilor, că, așa cum am spus și altă dată, era bine dacă o astfel de depozit se făcea la Onești, pentru Valea Trotușului. Pentru că, încă o dată vă zic, este foarte scump și costisitor costurile de transport a gunoiilor de diverse comune, tocmai la Bacău. Dacă toți primarii după Valea Trotușului, de exemplu, s-ar ridica problema asta și ar încerca să caute un teren, să facă... La fel cum se poate face, că nu se poate. De ce nu se poate face? Cum s-a făcut la Bacău, se poate face ca și pe Valea Trotușului, la Onești. Dar să suntem. Ne convine să dăm o mulțime de bani, de asta sunt prețurile așa de mari, să transportăm gunoaiele la Bacău. În loc să ne aducem aici la... Cum a mai fost odată? Era un spațiu la Filipine, spre Filipești, în partea. Dar este, dar se găsește. S-ar găsi spațiu, domnule, s-ar găsi, dar nu se vrea. Nu se vrea pentru că cei de la județ Bacău au avantajele lor, au probleme lor și uite așa. Toate chestiunile astea le suportăm noi. Nu numai noi, noi suntem acasă și toată Valea Trotușului, până sus. Mai puțin de urmărești. Este zgunoi plimbate. Nu știu cum a făcut urmărești. Încă nu știu. Dar au plătit. Au plătit. Deci s-a dat de brață. Păi da. Problemează mult transport. Și cu mașina la care l-a luat noi ce se face? Ce face? Nu, eu am văzut plătit. Am adus mașina la decembrie. L-a adus. L-a adus înapoi? Au dus înapoi. Slănicu a fost, n-a fost Dărmănești. Nu, Slănicu a fost. Dar acum... Și Dărmănești vrea să dăm așa. Nu, nu. Acum Trigovna și-a anunțat că intenția a trebuit niște oameni să-i vadă, dar nu o să mai... O să vedem dacă sunt interesați, cred că o să facem o licitație și să dăm... Ca să nu mai stăm. Da, domnule, ei sunt în stare să gândească mai profund decât noi. Dar noi ne... Asta așa vedem. Cât de profund am făcut? Cum am făcut ideea de Dărmănești? Dacă s-au fost să... Mai mult profund. Da. Da. Păi trebuie să punem la urmă. Da. Deci... Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului, nu? De către delegări prin concesionare a gestiunii serviciului de operare, a instalațiilor, de deșeuri, municipalul județul Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Eu mă abțin. Se abține, domnule. Domnul președinte, am înțeles eu treabă. Că noi trebuie să aprobăm și să delegăm domnul primar să ne prezinte, nu? Da, nu am ce scrie așa aici. Nu scrie delegat, scrie proiectul de privit aprobare, atribuire și închiriere de delegare. În hotărâre, s-a scris proiectul de hotărâre. Păi de asta, să clarificăm să fie... Deci, de exemplu, hotărârea, spuneți că aprobarea și articolul 2 este în articolul 2 în hotărâre. Dar nu că îl delegăm pe domnul primar. Eu nu am înțeles că delegăm. Delegăm, ia ceva aici. Nu că delegăm pe domnul primar. Nu e altă delegare. Dar articolul 2 se aprobă la gestiunea de serviciu. Doamne, doamne. La articolul 2 se aprobă contractul privind delegarea prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Bacău. Se mandatează reprezentantul comunei preotesei Gabriel să voteze în cadrul întâlnirii generale, se împuternicește asociația de dezvoltare intercomunitară în numele și pe seama comunei Mănăstirea Caș să încheie contractul privind delegarea prin concesionarea gestiunii serviciului. Am reținut ceea ce asta am zis treaba. Da. În cadrul hotărârii sunt mai multe articole care nu putea să le
deci specific ce vrea doamna. Da, 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 nici problemă, că da. Deci trecem mai departe, la punctul 5, da? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației aferente membrilor ADIS pentru anul 2018. Aici cred că am încurcat-o, domnul secretar, cred că nu înțelege nici el între ADIM și ADIS e o diferență. Zonesc e aceeași chestie? Nu mă întrebe. Da, dar nu mai trebuie așa. Zonesc că nu mă zic. Trebuie să mai ne mă întrebe. Nu. Pentru anul școlar 2018-2019. Am prezentat materialul? Da. Adresa 12.720/54/15/12/2017 către Primăria Comunei Mănăstrea Cașin, Consiliul Local Mănăstrea Cașin, în urma verificării propunerii de organizare a rețelei școlare, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, întrunit în ședința ordinară din 15 decembrie 2017, constatând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 19 și articolul 61 din Legea Educației Naționale numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și prevederile articolului 232-242 de la 232 la 242 din Legea 287/2009 privind codul civil, Republicata a hotărât că se acordă avizul conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în anexa 1 la următorul aviz. La prezentul aviz. Consiliul Local al Unității Administrative Teritoriale va adopta cu celeritate o hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 în baza prezentului aviz conform, hotărâre care va fi comunicată și la Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Și avem aici anexa cu unitățile de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2018-2019, pentru care se acordă avizul conform. Școala gimnazială Regina Maria Sat, Mănăstrea Cașin, Comuna Mănăstrea Cașin,
o unitate de învățământ, grădiniță cu program normal, numărul 1, sat Mănăstirea Cașă, comună Mănăstirea Cașă. Așa, și școala gimnazială numărul 2, Mănăstirea Cașă, comună Mănăstirea Cașă. Școala principală. Cum școala numărul 2, școala principală? Nu, avem școala principală, numărul 1, și subia sunt grădinița, structurile. Da, și nu e o școală de gimnazială numărul 2. Și grădinițele câte sunt? Nu știu, la 2. De care e prinsă în aviz, e grădinița cu program normal, numărul 1, s-a numit acasă și cum numit acasă. Și grădinița 2? E prinsă, cred că, în clădirea lui... Grădinița cu program normal, numărul 2, s-a numit acasă. Structura arondată, transferată în nivelul de învățământ, începând cu 1.9.2018. Deci avem unitate de învățământ cu personalitate juridică. Școala gimnazială Virgina Maria Sadu Mănăstirea Cașin. Structura arondată, transformată în nivel de învățământ, începând cu 1.9.2018. Grădinița cu program normal, numărul 2, Mănăstirea Cașin. Denumirea unității de învățământ care preia planul de școlarizare de la structura transformată. Școala gimnazială numărul 2, adică grădinița numărul 2, preia școala numărul 2. Tipul adică grădinița este transformată, a spus acolo, grădinița numărul 2 transformată în, cu nivel, dar am înțeles. În nivel de învățământ, începând cu 1.9.2018. Transformată în nivel de învățământ? Da. În care nivel? E primar, preșcolar, gimnazial, preșcolar, în care nivel? Ai grădinița cu program normal numărul 2. Păi nu, asta e ca să înțelegem cu asta. Preșcolar? Domnule, este preșcolar. Păi preșcolar trebuie să fie, dar domnul primar a spus că s-a transformat cumva. A fost preluată de școală. Așa au găsit că aici. Nu înțeleg. Da, cu tabel. Asta e tabelul care nu l-a dat inspectoratul. Dar eu vreau să înțeleg, nu cumva, dar vreau să înțeleg ce se întâmplă cu grădinița 2. Uitați. Deci. Poftim? Preșcolar. Domnul Bucătaru, ce spuneți dumneavoastră acolo? Adică cum nu pricep? Eu nu înțeleg ce se întâmplă cu grădinița 2. Da, mai există sau nu mai există? Da, dumneavoastră, da, ridicați mâna fără să înțelegeți niște lucruri, este clar. Eu da, nu pot să ridic, vreau să știu. Dar deci vorba este... de preșcolar. Da, este. A. Păi da, din ce ați citit am înțeles da, că nu mai există grădinița 2. Da, ce, dumneavoastră, domnul Bucătaru, ați înțeles că mai există grădinița 2? Dacă tot ați înțeles. Ați înțeles da. Că există sau da. Ce ați înțeles? Da, știm unității care își preia planul de școlarizare arondată. Da, da. Bine. Semnează domnul inspector general și... Da, deci nu trebuie să pune la vot. Iar hotărârea sunt așa, articolul 1. Se aprobă rețeaua școlară pentru anul 2018-2019, pe mâna Mănăstirea Cașă, conform anexului 1. Da. Ce a fost avizul ăsta? Că poate să fie. Ne-a dat citirea de la școală. Asta am făcut, ne-a dat citirea avizului. Deci rețeaua școlară este formată din toate unitățile de învățământ care funcționează pe raza comunii Mănăstirea Cașă. Până acum era școala gimnazială numărul 1, care acum e Regina Maria, cu personalitate juridică și avea ca structuri. Școala gimnazială numărul 2, grădinița numărul 1 și grădinița numărul 2. Corect, da. Acum, asta nu înțelegeam că mai există lucrurile astea. Acum, grădinița numărul 2 au transferat cadrul școlii numărul 2. Asta a fost. A băgat nu, nu mai este. Deci nu mai, este, nu mai există structură da. Separată. A băgat un cadrul școlii numărul 2. Are da. Nu, ca ea, ca și... Așa tot acolo își desfășura activitatea. Da, absolut. Da. De la regimul școlii, sigur direct, să-ți scoate mici de asta, nu știu unde e, dar de ce? Da. Deci, vedeți de la citirii hotărârii de la primar, ca să știm ce s-a aprobat. Da, vizii de la ISU, după părerea mea, la punctul ăsta, a fost trebuit solicitat domnul director la școli. Să ne explic, ce se poate, că mai suportă și întrebări de partea noastră. Se aprobă, articolul 1 sună așa, se aprobă rețeaua școlară pentru anul școlar 2018-2019 cu una Mănăstirea Cașă, județul Bacău, conform anexului, parte prezent, integrant la prezentat hotărâre. Care a început așa. Deci, care a explicat și doamna, sub forma asta. Cine este pentru? A conform avizului primit de la inspectorat. Împotrivă? Deci, aviz de funcție. Împotrivă, domnul Școlar. Se abține? Părat.
Eu mă abțin că nu, totuși nu înțeleg cum grădinița m-a transformat într-o școală cu nivel. Deci de asta mă abțin, nu știu. Da. Mă depășește. M-am să văd și eu. Deci, mă rog, ce dat vreau să... La copii, care... Cine? Școli de astea. Putem trece la punctul 7? Da. Potrivirea Consiliului Local privind menținerea coeficientelor de ierarhizare a salariilor pentru funcțiile publice și personalul contractual din cadrul Comunei Mănăstirea Cașin și a procentului indemnizației consilierilor locali și adaptarea acestora la salariul minim, precum și salariile asistenților sociali și indemnizațiile persoanelor cu handicap grav la salariul minim pe economie stabilit în hotărârea de Guvern 846 din 2017. Da. Chestia cu fiscalul. Da. Vreau să fac o observație deci, pentru început. Conform articolului 13, alineatul 1, din legea 153-2017, anexa 9, indemnizația lunară pentru funcțiile de demnitate publică, mă refer la primar și la viceprimar, se determină prin înmulțirea coeficientelor de anexa numărul 9, cu salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată, în vigoare. După cum știți, conform deci așa prevede articolul 13. Deci de asta nu am pentru început am vrut să fac observația asta. Că. La punctul nostru, nu discutăm salariul primarului și a viceprimarului. Păi ce, domnule? Sunt stabilite prin lege, domnule inginer. Sunt stabilite prin lege, nu ne putem. Lege e lege. Și ce, nu avem voi voi? Nu le aprobăm. Nu aprobăm noi. Ba, ne aprobăm noi, coeficienți, noi aprobăm, domnule. Nu suntem aici atumeți. Domnule inginer. Cine e, domnule, articolul de lege? Cum adică? Indemnizația lunară pentru funcțiile de demnitate publică. E vorba de articolul 13, alineatul 1, din legea 153-2017. După ce vă dau și dumneavoastră, așa. Deci, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică așa se determină prin înmulțirea coeficienților din anexa 9, vă dau și anexa, da? Da? Așa, cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în acea în vigoare. Asta o știam, da. Bun, așa, așa. Deci aici nu discutăm, așa rămâne. Așa rămâne. La primar și viitor. Da, dar trebuie să spui care sunt coeficienții ăștia. Da, domnule, pe anexa 3,5 la... Nu, anexa 8, uitați aici, anexa. Primar, comună, între 5.001 și 10.000 de locuitori, este 5 coeficient. Maxim. Da? Nu, dar e maxim problemă, e maxim minim. Și viceprimar este 4. 4 coeficient. Data trecută parcă spuneai 4.5. Nu, domnule, 4. Domnule, este 4. S-a stabilit acel, nu? 4. Da. Acum. Ce mai e? Acum. La funcționare altceva. Referitor, da. De fapt, nu funcționează la consilier. Consilierii. A rămas aceiași care a stabilit atât la consilier, cât la, și la personalul, deci funcționarii publici, și personalul contractual, așa, conform procesul verbal care l-am încheiat în luna decembrie, pe data de 20 decembrie, s-a stabilit să rămână aceiași coeficienți aprobați de Consiliul Local. Deci, coeficienții nu s-au schimbat? Nu s-a schimbat absolut nimic, domnule. Nici la primar, nici la viceprimar. Dar n-avem treabă cu primar și viceprimar. Au rămas aceiași. Dar chiar dacă au tot aceiași au rămas. Au rămas, da? S-a modificat salariul minim pe economie. S-a modificat salariul minim pe economie. Și mai mult decât atât. Prin hotărârea Guvernului 846, normal, în 2017, s-a modificat 1 ianuarie salariul minim pe economie, iar prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 79 din 2017, așa, pentru modificarea și completarea legii 227 pe 2015 privind codul fiscal, da, s-a trecut ca impozitul de la angajat. Bine, și ca să compenseze într-un fel, s-a mărit salariul minim pe economie, ca să aibă de unde reține. Fiindcă atunci, dacă cheltuielile erau foarte mult, foarte mari pentru angajat, dacă ai avea să-și nu rămânea cu nimic. Automat îi scădea salariul. Îi scădea salariul, așa. Și atunci a compensat, a făcut la 1.100, e aceeași mări. Deci, rămâne, în concluzie, ca să nu vorbim prea mult. Coeficienții de ierarhizare rămân stabiliți prin hotărârea Consiliului Local din anul trecut și a coeficient la care se adaugă salariul raportat la salariul minim pe economie. Nu le spune și
două salarii la fiecare dintre consilier și primar. Da, bă, consilier. Asta până la consilier și la primar. Nu ai? Nu, dar e la mă. Deci, toți invers, 4, 2 salarii. Cu amendament de la televiziune, doar funcție, fără nume. Așa este peste tot și așa e de la funcția. Da, domnule, da. Funcția, funcția. Secretar este 4, impozabil. Coeficientul de ierarhie. Înmulțește cu 1900 de domnule. Da. Da. Și transferă. Și transformă. Și toate. Secretarii 4, care da. Duce. Da, da. Da? Da. Ne auzi, domnule Vici. Te-a ajuns. Nu, 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 aceeași treabă, domnule. Aceeași. Și la consilier local, tot 10% din indemnizația primară. Dar nu poți vedea ce e coeficient, ai consilier. Consilier juridic. Consilier juridic asistent. 3,5? 3,5, da. Da, mai departe. Debutant, 3,45. Referent superior 3,31, referent 3,1, bibliotecar 3,31, are studii superioare. Doamna Mirela, ajută. Guard 2,24, paznic 2,37, șef BSU 3,45 și muncitor necalificat 2,24. Când se impozitează, e 45% impozit la vară. Era înainte 30, acum e 45%. Deci tot acolo. Am făcut simulare, domnul inginer, că este pe calculator, să vedeți pe internet. Eu zic să supunem, a fost. E cel mai bine. Dacă ar mai la fel, ce să spunem? Deci, la salariații și toți funcționarii din primărie au salarii foarte mari, da? Primarul are, de exemplu, 95 de milioane. Miliarde. Miliarde. Hai, domnule, facem toți primari și... Da. Primar și... Da. 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 Ce ziceți? Mai aveți discuții sau spunem la vot? Dar ce? Supunem. Deci supunem la vot. Menținerea. Menținerea coeficienților... Ce? Spuneți la vot. Menținerea coeficienților de ierarhizare... Da, tot avem un președinte din ședință, mă supunem. Da, iasă. Deci, privind menținerea coeficientelor de ierarhizare a salariilor pentru funcții publice, a personalului contractual din cadrul Comunei Mănăstirea Cașin și a procentului indemnizațiilor consilierilor locali și adaptarea acestora la salariul minim, precum și salariile asistenților sociali și indemnizațiile persoanelor cu handicap grav la salariul minim pe economie stabilită prin hotărârea de guvern 146/2018. Are nevoie asta. Bine, este, cine este de acord? Salariul impozabil, am zis. Da, da. Da. Gata. Toți suntem acord. Poți să vedem? Să abțin, dacă toți de acord, nu mai stiga. Da, trecem la urmă. Da, da, tot ce s-a făcut. Deci, nu, nu, mi-aș preocupat. Mai ai una. Numărul 8. Hotărârea Consiliului Local. 8 e o greșeală de al domn secretar, cum s-a dat hotărârea. Păi 8 înseamnă? Da. Nu, a fost, a fost hotărâre. Da, a fost hotărâre. Dar nu s-a făcut hotărâre de Consiliul Local. Da, atunci a fost situația. Era vorba de doilea Ciobotaru, dacă poți până la urmă. Deci stați un pic. Pentru anul care? Pentru anul 2007. 2007, nu aveam treabă cu 2008. Deci. 2017. Da, deci, păi, da, stabiliți-mi aici că așa trebuie trecut aici. 2017. Pe viață. Deci, pentru anul 2017, da? Așa, păi, da. Așa cred eu de cuvință. Așa. Și nu s-a, nu s-a adoptat hotărâre și am vrut să fac. Deci am arătat procesul verbal, am semnat în procesul verbal anul trecut. S-a votat, au votat toți, domnul. Dar nu s-a, domnul. Au zis că dacă vin curtea de cotă, nu ia de bază procesul verbal și trebuie o hotărâre. La ce ca să se emită hotărâre, este o anumită procedură. Nu poți să emiți hotărâre doar când s-a dat aprobare. Deci trebuie să ai ceva de formă, expunii de pături, de aviz și așa mai departe. O să vă serie de spreacă de documentație. Este că pe astea nu s-au făcut și din cauza asta. Da. Bine. Trecem mai departe. Nu trecem. Așa. Suntem de acord.
Nu mai avem, da? Da. Zice, da, da. Proiect de hotărâre privind modificarea impozitelor pe terenul intravilat. Proiect de hotărâre privind modificarea impozitelor pentru terenul intravilat a impozitelor asupra mijloacelor de transport și atunci... A, deci și impozitul pe intravilat, și impozitul pe mijloacele de transport și concesiunea de intravilat. Deci trei. Deci trei concesiuni. Azi, se micșorează impozitele, nu, pentru terenurile astea? Nu? Să înțeleg. De la 6 la 10? Se modifică impozitele. Deci cum? Se modifică, se micșorează. Deci, poate să-și mărească. Da. Nu, să pune 6 inter. 6 înaintea lor. Da. Înaintea lor. Da, avem un exact. E de un lege. E de un lege, e nouă lege. Da, s-a modificat codul fiscal și... Ideea bani. Deci avem un referat de care le pune doamna referent Olaru. Și spune, prin prezent am văzut la cunoștință următoarele modificări privind impozitul și taxele locale. În conformitate cu legea 196/2017 pentru modificarea articolului 465 din legea 227/2015 privind codul fiscal, privind impozitul pe terenul intravilan și ordonanța în urgența Guvernului 79/2017, privind modificarea impozitului asupra mijloacelor de transport mai mari de 12 tone, acestea se modifică conform anexei 1 la prezentul referat. În conformitate cu hotărârea 184/2004, pentru concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, conform articolului 4 alineatul 1, concesionarea spațiilor se face în schimbul unei redevențe anuale plătite de concesionare, aceasta fiind de 1 euro pe metru pătrat pe an. După primii 5 ani, nivelul minim al redevenței se va stabili de către concedent. Pentru aceasta propunem să rămână tot 1 euro pe metru pătrat pe an. Să facem propunere. Da. La referitor la schimbările de TMT se referă la autovehicule cu masa mai mare de 12 tone și de 12 tone și peste. Și avem așa, masă peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone, la vehicule cu suspensie cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalent recunoscut 0, la vehicule cu alte sisteme de suspensie sau echivalent recunoscut 142. Cu masa mai mare de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone, la vehicule cu sistem cu suspensie pneumatică 142, la alt sistem de suspensie 395. Cu masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone, 395, cu alt sistem de suspensie 555. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone, 555 la sistem de suspensie pneumatică și 1257 la alt sistem de suspensie. Avem o comunicare de vehicule? Nu avem. Da, ordonanțe, dar... Nu, stau din trei reguli de autor. Nu, știu dacă avem. De cât? Mai mult de ea. Cred că sunt cele care transportă lemn. Care transportă lemn. Am zis o vorbă, dar care 15 tone are? Cine? Vreau 20. Are de lemn ansamblu, ia și remorca și mașina și capul. Da. Nu, e vorba de autovehicul. Păi nu, că are două numere de matriculare. Remorca e separat, da. Și n-are... Masă peste 15 tone, dar nu mai mult de 17. 142 cu sistem pneumatic, alt sistem de 148. Masă peste 17 tone, dar nu mai mult de 19. 248 cu 509, alt sistem. Masă peste 19 tone, dar nu mai mult de 21. 509 pneumatic. 661 alt sistem. Nu, atât. Masă peste 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone, 661 cu alt sistem 1019.
Masa peste 23 de tone, dar nu mai mult de 25, 1019 cu 1583. Asta peste 25 de tone, dar nu mai mult de 26, 1019 cu 1583. Așa bine m-am uitut, că aveam cășunea, nu? Grămadă, o factoare. Îți dai seama că impozit plătește. Da. Nu ați văd probleme, care e? Pobrea mai are nici el. Că și nu le-a trecut, ci le-a rămiat fiscal. Chiar dacă mai lucrează, el tot le-a fiscal. Nu plătește. Da, cam astea sunt modificările la... Deci, supunem la urmă, nu? Nu, 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 aici așa, privim modificare în codul pe terenul impravilat, evident, asta mă interesează, mă privim aici. Care e treaba aici? Dacă nu ne-ați prezentat din materia urmă. Modificare în codul pe terenul impravilat, păi ce e aici? Cabinet medical, de ce? Cabinet medical, de ce? Aici, aici. Aici, domnul Bihu, încăți. Spune așa, vechea reglementare. În cazul, ce scuze, m-am luat. În cazul unui teren apăsat în intravilan, înregistrat, scad impozitele pe coți construcții. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol, la altă categorie de folosință decât cea de terenul cu construcții pentru suprafața care depășește 400 de metri pătrați, impozitul taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de proiecție corespunzătoare. Noua reglementare. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol, la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul taxa pe hectare pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare, iar acest rezultat se mulțește cu eficientul de corecție. Suma asta corespunzătoare, care e, domnul primar? Îți mulțește, eu știu, suprafața e hectar, dar cu care e suma? Trebuie să știu, fac calcul. Păi eu căutăm, domnul consilier, să o găsim. Păi ca să știm cine așteaptă. Suma corespunzătoare. Păi, este așa, vă mai iau din bani, consilier. A, mă iau din bani, mă dai doar și așa salariul despre amă. Lăsați acum, nu v-am mai cer, gata, lăsați. Mai în sus nu poți să mai duc salariul, dar mai jos pot. Domnul primar, dar se taie unui salariat, mergi până sus? Domnul primar. Toată lumea e spus. Deocamdată e atributul meu ca să poți să-i spune. Și aparatul propriu. Aveți să spune, cred că este un aparat propriu. O dată la 4 ani. Da, o dată la 4 ani. Atunci vreau să spuneați puțin. Vedeți ce ați spus. După ce se puneți în asta? Vreau să ne intervine un pic. Penalizările de comună a trebuit tăiat. Da, bucurați-vă pe domnul Dumnezeu, dar și așa era trist. Cât facem o pauză până... Ce pauză mai faci? Iar faci. Eu am avut pe calculator pregătit materialul. Datorită faptului că s-a stricat imprimanta, am rugat pe cineva să-mi facă. Ei, în momentul când mi-a dat și s-a încurcat un pic materialul. Revin la cotizația anuală pentru Asociația de Dezvoltare ADIP, așa, hotărâre, uitați, a fost pe corul. Și spune, comunele cuprinse în lista de investiții prioritate 2014-2024, 1000 de lei la cotizație. Pentru ADIM. Iar hotărârea numărul, stați puțin, iar hotărârea numărul... Da. Vrei până la capăt. Nu, dar a fost o greșeală. Mă mai face tot pe lume, dacă e competent. Nu e vorba de asta. Nu, nu. Dacă e greșeală, nu e vorba de asta. Nu, secretar, nu. Nu, așa este. Nu, așa este. E ideea. Iar la asta, la... Acum eu nu știu, lasă la pic camera. Au zis, s-a citit 6.000 de lei, s-a citit din cadrul... Iar pentru ADIS este 6.000 de lei.
Adit este 1000 de lei și Adit 6000. Adit 6000, e foarte bine. Asta a fost. Adit 6000? Da. Păi noi am aprobat Adit. Noi am aprobat. A fost invers. A fost invers. Da, pune cifrul invers. Viceversa. Da. Cum viceversa? N-a zis, da. Deci, Adisul, cotizația la Adis este 6000 și la Adit este 4000. Păi e 1000. Ați reușit, da? Mai revenim asupra, da? Oricum, la Adis, noi n-am discutat de cotizații pentru că a zis că nu se găsește material. Da. Dacă tot am vorbit de Adis și Adip și le-am deslușit, haideți să revenim la 3 pentru aprobarea cotizației Adip cu 1000 de lei și supunem la vot. Da. Și la Adis cu 6000 de lei și supunem la vot, ca să poată să-l țin eu. Deci supunem la vot cine este pentru cotizația Adip. 1000 de lei. Cine este pentru? Ca să nu pățim ea să lasă cine este împotrivă? Se abține cineva? Eu. Pe Beloiu și cu doamna... Așa. Notați, domnul secretar. Notați, domnul secretar. Acum că nu mai aveți. Uitați, domnul. Cotizația lui, da? Și la Adis, cine este de acord cu cotizația de 600 de lei? 600 de lei. Deci, sigur, 600 de lei. Beloiu și doamna... Cine este împotrivă? Și da, da, ține da, cineva? Da, da, ține domnul Beloiu și doamna Budrui, da, da, da. Da, da. Ca să nu mai poți da, cu domnul președinte, stai, spune, înainte de a trece. Da, spune. Mine m-ar interesa o treabă. Eu, de exemplu, când merg la Apia, cu suprafețile astea teren, eu plătesc intravilan la ANAF. Deci plătesc exact, cum să zic, rentabilitatea de pe terenul ăsta. Eu plătesc la ANAF. Acum, diferă de chestia asta, impozitul aici plătesc și acolo la ANAF, diferă de treaba asta. Plătesc așa aici eu. Păi nu știu dacă e așa. De bine, e corect, domnul. Ce-am numit? Da, ați fost. Scuzați, mă eu când merg cu suprafața asta de teren la Apian, eu trebuie să trec la ANAF. Și pentru animale, și pentru teren arabil, eu plătesc la ANAF. Plătesc o taxă acolo la ANAF. Îmi cere Apian, nu știu dacă sunteți în teren. Terenurile arabile, terenul intravilat. Terenul intravilat. Așa. Da. Deci eu plătesc acolo, plătesc niște taxi la ANAF, așa. E, aici plătesc și impozit pentru același teren. Pentru profit, două diferite, diferite. Domnul, plătesc pentru profitul care îl calculează dumneavoastră până la ANAF-ul, iar aici plătiți impozitul pe teren. Este un diferit. Am întâlnit la treaba asta, dar vreau să întreb. Nivelul rămâne aceleași, pentru la categoria 4, cum suntem noi, 711, vă citesc din lege acum, în cazul în teren apasat de militarul înregistrată registrul agricol la categoria de folosință terenului cu construcții, interdicție stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel. Publicată la 2 octombrie, legea 96. Pentru fiecare categorie și rang, cum am aprobat noi, rangul localității la momentul respectiv. Categoria 4, nu? Categoria 4. Știi ce categorie și ce rang sunt. De la 711 la 1781 în zona A, în zona B, 569.422, în zona C, 427.068, în zona D, 278.696. Deci, noi suntem în zona D, nu? În zona... Nu, suntem în
categoria a patra, în zonele, depinde cum le-am... Cât e de acolo? În zona B, parcă de zona. Dar eu mai știu. Zona B, nu? Zona B. Vedeți, avem semnificarea făcută de acolo. Deci se referă la terenul care unde se află și construcții. Nu la terenul intravilan. Aici intră în altă parte terenul intravilan. Deci... E vorba de terenuri intravilane, altele decât înregistrate regiunea la categoria de folosință terenuri cu curți, cu construcții. Deci tot la care l-ai bătat, el intră în impozitarea asta. Nu tot, l-ai... numai că e intravilan, vedeți că aveți numai 50 de metri în intravilan, atât. Deci acasă, în spate nu aveți intravilan. Dar acasă, dar ăla care în curți, la Dârbăcești? Dar tot intravilan. Nu, nici acolo. Nu, e să ieri așa, pe lângă casă, câte 50 de metri. Așa, 50 de metri de la marginea drumului și până la... Exceptând în mănăstirii unde se pare ținut de mărăt. Da, pe asta. În intravilan. O să fie și mai bine. Da, deci ne-am elucidat acum, nu? Care este? Da. Deci sunt de la vot, da? Oricum, ele sunt rămase la nivelul legii, nu? Terenurile, dar și taxele pentru cabinetele medicale. Asta am spus că rămâne să propune tot 1 euro pe metru pătrat. Rămâne tot la 1 euro pe metru pătrat. Dar nu am fost atent. Și la care cabinete? La ce cabinete vă rezultă? Prova de Lupești și Mănăstirea Cașin. La Mănăstirea Cașin în care? Inclusiv la Moraru? Inclusiv, da. Da? Da, bineînțeles. Deci ai luat taxe la Moraru? Până acum nu. Nu, am luat taxe, iar investiția... Adică ce e? Da. S-a scăzut cu aprobarea Consiliului Local. Ce investiții s-au făcut? La un consiliu local de anul trecut, i-a zis că dați-vă gratis, să vezi, doamne, el a făcut un lucru nemaipomenit pentru comună de a adus aici stomatologia. Ce s-a spus? Că dați gratis, nu? Da. Așa s-a spus. Așa s-a spus. Există un mare contract. Nu, contract nu s-a făcut cum achilie, față în istorare, clauze, strigi, nu există. Anul trecut s-a votat ceva pentru restituire niște bani la dispensa UMA. La ceea ce a fost cooperativ. S-a mai dat înapoi bani? Știu că s-a investit. S-a făcut o aprobare în sensul ăsta? Nu. Poate a fost discuții, doamne. Da, a fost discuții, s-a adus documente justificative, luase de la țezeanul, facturi, în fine, erau mai multe chestii. Trebuie spunate, da. Și atunci, dacă ea revendică Mărioara, clădirea înseamnă că s-au făcut îmbunătățiri la clădirea Mărioarei? Da, toată lumea revendică ceva, până cum s-au făcut ce-au făcut. Când se mai termină? E un termen, dacă vreți vă spun. Da. Ferească Dumnezeu de un cutremur, dispensarul vechi să dărâmă, moare lumea acolo, ca și școala. Ferească Dumnezeu, să fie Dumnezeu cu noi. Ia spuneți, ce dosar este și când aveți termen? Vă rog. Am dat 60 de milioane la avocat. Da, într-o iar. Cum? Fără avocat, după știi. 60 de milioane, nu. Deci vorba de... Dar v-am spus odată numărul de dosar, domnule. 4790 pe 270 pe 2017. Așa? Și mai aveți încă unul? Atât. Ați inspirat, așa ca și cum ați mai zice ceva. Nu, mă gândeam eu la altele, nu. Aia sunt chestiuni care nu vă privesc din asta. Să vă spun data exact. Ce sunt, ce-i în spate, știți? Chestiuni personale. Da, da, cred. Nu, mă înțeles. Chiar pe să intrați să se plătă omul, să știți toată. Nu e legat de chestiune, lasă ca să mă zic, dar e legat de chestiune, lasă funcția de prima. Așa, vedeți, le vedeți. Deci, până găsește domnul primar data când e fixat procesul, haideți să punem la hotărârea la punctul 9. Deci, privind hotărârea prin modificarea impozitului pe terenul intravilan, a impozitului asupra mijloacelor de transport, și a concesionării cabinetelor medicale, conform noilor reglementări. Cine este pentru? Domnul președinte, noi ne-am interesat aceste modificări, cu cât s-au mărit aceste modificări? Cu cât s-au mărit? Cu atomul? Deci, modificare. Vreți o simulare? Păi dați seama, vreau simulare, chiar nu știu. Și dacă nu e o rețetă. Nu, dar nu s-a mărit. Deci, vorba că chestiunea s-a plecat individual, pentru fiecare. Vă dați seama, s-a schimbat un metod de calcul, nu s-a mărit. Ele au rămas aceleași procese. Cetățeanul Ion Gheorghe,
poate să spun, să afle el cu cât s-a mărit taxa. La mașină? Normal, nu la mașină, domnul. De 20 martie avem termen. Dar la mașină rămâne la fel, domnul. La mașină rămâne la fel, domnul. La mașină rămâne la fel, domnul. Deci la mașinile mari, vezi, dacă anul trecut a dat, dădeam, eu știu, 3 milioane și acum dă 5, domnul. Deci 20 martie este, este proces. Da, la mă rog, că e zice. La... la Batoc să-și vedea. La Unești. Unești? Da. Fondul, nu? E primul termen sau domnul? Primul termen. Da. Domnul avocat, cum se numește? Domnul primar. Oceangă Franici. Domnul Oceangă Franici. Oceangă? Da. Oceangă. Înseamnă că noi trebuie să dăm două aprobări cazul ăsta. Știți de ce? Deci proiect de hotărâre privind modificarea impozitelor, deci pe terenul intravilan. Deci astea se fac modificări, da? A impozitelor asupra mijloacelor de transport. Astea s-au făcut modificări sau au fost ca anul trecut? S-au modificat și aici? E vorba de mașinile. Nu, mi-a zis, stați puțin, dar s-a modificat anul trecut cât a fost. Dar e vorba de cele mai mari. Cele mai înțeles, am înțeles. Și a concesionării cabinetelor medicale. Știți de ce zic treaba asta? Pentru că la cabinetele medicale a zis că rămâne cum a fost, da? Deci în cazul ăsta nu mai trebuie să apară modificări. Nu am modificat. În cazul ăsta o votăm separat. Separat, da? Înțelegi? Deci rămâne. Ar trebui separat. Iar în anexă sunt 1, 2, 3, exact. O dată impozitul pe teren, după aceea impozitul pe fiecare mijloc de transport, iar la capitolul concesiuni, cabinete medicale, rămâne la fel. Bun, eu, pentru că baza legală a fost, conform legii concesiunii cabinetelor, a fost pentru primii 5 ani. Eu am proiectul de hotărâre. Nu nicio bine, doamne. Dacă îl vreți să o disemnă. Deci cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Deci, nu. Deci acum ce mă scrie la diverse. La diverse, da? Mă scrie la cuvânt, la diverse? Bun, da. Următorul. Mai cineva? Asta mi s-a deschis. Da? Intervenim așa? E. Hai, nu știu, dar prezentați-ne dumneavoastră deocamdată. Ce aveți dumneavoastră? Domnul primar. Îmi pare rău să văd în prima lună, dar asta este realitatea. Mai revin la dumneavoastră cu o cerere în legătură cu drumul forestier de la drumul județean 105 până la Gurala. Vă rog să vă dați serința că până acum nu am vorbit la drum. C-am făcut, că am drez. N-ați vrut nimic. N-ați făcut nimic. Drumul e tot la fel. V-am spus că am înaintat anul ăsta. Ați înaintat anul ăsta ori crapă cu carul, ori să rupe hamul. Nu se poate. Dar nu vă dați seama că și eu sunt bucuros să am un... Nu se poate. N-avem pretenție neapărat la asfalt. Dom'le, dar un fundiș de la disiret compactat și-a făcut drumul ca oameni să putem merge. Am spart baia la mașină. Am dat 4 milioane. Acum, săptămâna trecută am spart baia la mașină. Exact pe pod de la deal de stânga acolo. Exact pe pod. O venit gheața, o spart potafurile, o ridicat-o în sus. Mi-a dat-o... Vă pot demonstra. Nu se poate. Ăsta, domnul stângă, o spart cu un cauciuc în sârmele după pol. Are cauciucul ca prop, am văzut și eu cauciuc. Nu mai spun direcții, dracu, nu o să vreau, dar e inadmisibil de mers. Vedeți acum s-a topit acolo, sunt numai bălți, numai găuri, trebuie să mergi cu întâia, cu oare la întâi. Nu se poate. Deci trebuie făcut ceva, anul ăsta trebuie să facem ceva. Încă o dată vă spun, nu e nevoie de asfalt. Dar dacă o leacă de bună voință, un prundiș de ăsta de siret, nu de ăsta după gârlă, că ăla a venit cu lama, cu nămol de acolo și a făcut un ocel în 3 secunde. Trec tirurile de 50 de toni, ce să meargă, ce să țină acolo? N-are cum să țină. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta că oamenii au început să mă ia la 16 metri. Că ce bă, de un an de zile n-ai făcut nimic. Puntea la Prarul vorbe. Du-te și treci pe punte acum, aia să vezi că-ți rupt gâtul, că-o trecut beții pe acolo, rupt parapetul ăla, nici n-ai cum să treci. Și dacă te duci treaz, n-ai cum să treci. Da. Pare rău, dar asta este realitatea. Aș mai veni cu o problemă. Să reglementăm un consiliu local
tonajul care se circulă, care va circula pe drumul Pârâul Dulce. Este indicator. Nu s-a pus indicator, este indicator. Da, din coace la Gheoina, e teroare. Trece cu, ați văzut, cu și clapsonat aici în față, când o trec cu lemne la vale. De ta mai tirul. Acolo mai are o leacă, s-a făcut gaură, aceea mai are o leacă și se duce tirul grămadă în, în ăsta. Nu respectă tonajul acolo, niciodată, n-a respectat niciodată. La prisaca, spune. La prisaca acolo. Deci ce altă stau? Păi... Păi dar urmă, doar nu poți... Drumurile județene, să ocupi... Na, primarul să dea... Să facă... Hârtii să facă, să dreagă, să dea peste cap... Nu, nu, adică zic... Ca și transportator, mă vedeți, vii cu 20 tone de aia... Păi nu mai vii, nu mai intri. Nu mai intri, dacă e restricție acolo, nu mai intri cu 50 de tone. Cu asta asta, descarci, îți treaba ta ce faci. Dacă se rupi, ce fac cetățenii din acolo? Nici la serviciu nu mai pot. Da, nu știu cum s-ar putea. Nici cu căruța, trebuie să tu să faci drum prin Pârâu, să treci. Dar este ce s-a făcut de seama și ar trebui prima oară. Da, aștept. Diana, nu am ce faci. Diana nu-i prima oară. V-aș mai ruga ceva, domnul primar, și vă rog să nu fiți supărat pe mine. Când domnul Bieloiu era pe funcție ca de primar... vreau să spun că a făcut o facultate și a fost inginer în toate întreprinderile astea la Onești și a ieșit pe ușa din față. Nu mai tot spuneți aici în ședință că nu știu ce, că nu știu cum. Că a fost bun când v-a ridicat și v-a făcut primar? A fost bun. Iată, sunteți la al patrulea mandat cred că respect... Nu, nu trebuie să fie mica, eu știu toată treaba. Eu vă ascult, știți să vi se pare că știu asta. Eu vă spun o chestiune. Nu încercați să transformați în... Nu transform, dar eu vă spun realitatea. Adică îl luați așa ca pe ultimul om. Tot dați în politică. Tot dați în politică. Păi nu, dar nu în politică. Eu spun ce ați văzut astăzi. Ce-am văzut astăzi, ce-am spus astăzi despre dânsul. Nu văd care este doamne, ce-am văzut astăzi. Haideți, vedeți-vă de... Dați că l-am iertat. Mulțumesc, dar spus iertat. Ce bine e. Dar aveți o problemă, domnul Ciumărat, să trecem la bunțile? Atâta deocamdată. Sunt foarte multe, dar știți ce se întâmplă? Niciodată nu s-a luat în considerație ce a spus consilierul și ce vrea consilierul, ce vrea cetățeanul. Văd că lună de lună apar noi, nu știu, a devenit gunoaiele astea prioritar. Deci nu se discută altceva decât de gunoaie, de dracu, de lacă. Nu știa să vin gunoaie să fac bani? Dar nu, doamne, nu așa. Dar cetățeanul are nevoie de lemne, are nevoie de drumuri, are nevoie de punți, are nevoie de aia, de aia, de aia. Și pentru asta suntem aici. Da, vă mulțumesc. A, da, bă. Da, 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 da. Ce spune asta, domnule? Domnule, aveți cum? Domnule, referitor la drumul ăsta care zice domnul Ciupotar, într-adevăr, chiar dacă obținem de la Ocolo Silvic să ne aparțin nou, să-l preluăm noi comuna, domnule, dar chiar noi suntem femeia de servici la ăștia lui, care îmbogățesc patronii ăștia, care materialii la greu, care lemne. Și ei nu pot să plătească și ei o taxă, domne, să întreținem și noi drumul ăsta. Ar trebui pus acolo o barieră și scris acolo. Pentru fiecare trecere să reținem bani, să reparăm drumul, domnule. Serios. Serios, o rovinie, tu, domn, pe cuvântul meu. Dar ei n-au nicio obligație, noi suntem femeia servici, plătim pentru ce? Ei se îmbogățesc ca arată materialul. Ceea ce spune domnul Micu, într-adevăr, se poate face, dar abia după ce nu treci în domeniul... Vreau să zic, dacă reușesc să treci... Nu acum, n-ați văzut la Buceaș? Și-au permis, au pus barieră, gata, a terminat. Serios, trebuie, chiar mă gândeam, mă uitam acolo, ei trec și circulă cu pirurile alea, cu lemne grele, cu tonaj mare. Degeaba punem noi niște balasturi, ce zice? În momentul când se moaie, aruncă din găuri, aruncă balasturi și asta formează găuri acolo. Dom'le, trebuie neapărat plătească, adică noi să avem să încasăm niște bani și să întreținem drumul ăla, nu? Să-l facem. În momentul când a luat o partidă și traversează drumul, se fix percea pe o taxă. El ca transportator plătește impozit în mașină, plătește rovinetă pe drum și el trebuie să beneficieze de drum. Da, domnule, dar... Plătește și o taxă la Ocolo Silvic. Domnul primar, nici pe drumul ăsta județean, nu are dreptul să stea cu 50 de coni. Nu-i făcut pentru 50 de coni.
Chestiunea asta e destul de... Aici e treaba, cantitatea cu umor. Da, n-ai cum să-l cântărești tu. Eu n-am cum să-l cântărești. În momentul în care vine cântarul, a prins pe unul și cerul, s-au anunțat între ei. Sunt chestiuni dificile, nu-s chiar simt. Acum, dacă colega mea de gospodar, se poate reglementa la... Ei, da, haide să mă divagam să... Mă rog. Da, domnule, spuneți. Și o dată se ia în asfalt, știu ce spuneți. Pot, mă rog. Să nu mai expun. Da, Vasilie. Hai, lăsați-vă. Ai fost prea multe ori. Ați înțeles? Am înțeles. Mă bucur că ați înțeles, domnule. Dar cu oile astea, cu capre, ce Dumnezeu face? Domnule Vasilie, ați avut o dată cuvântul, lăsați-vă și pe omul. Așa, pe acela. Până mai avut pe acela. Iar referitor cu ăștia cu oile, cu caprele, noi nu mai putem, domnule, cu o silă, putem să ne păzim și noi să respecte un teren înfânat, să poți crește un animal, să-l cosești. Ăștia, cel puțin, nu te lasă nici să te apuci de cosit, cum mi s-a întâmplat mie pe Haluș. Mi-a băgat panaiete, mi-a băgat stâna lui târziu. Deci când m-am dus să cosesc, ce să cosesc? N-a tăbălit toată iarna. Deci nu există o pârghie, nu există... Ce să faci? Să mergi în instanță, să mergi în judici, până vine plătește expert și nu știu ce, te lași pe gubaș pentru că te costă mai mult judecata decât face iarba aia, vânul ăla. Trebuie găsit o modalitate, găsim... Aveți o problemă? Da. În primăvară, dați la fiecare științare. Să nu se intre pe terenul oamenilor unde se întrebe, barba, domnule, ma ta, vrei să păsești acolo? Nu, domnule, eu vreau să păzesc. Da, să ai libertate să păzească. Iar unde zice om că el vrea să păsească, sau eventual, dacă are pretenție să-i plătească, domnule, domnul general. Deci atenționați toți șefii ăștia din stână, toți ăștia, trebuie atenționați cu o scrisoare înainte, să vedeți, să vină, să ia legătura cu cetățeanul, să intre abuziv pe unii fără ei. Sunt două deci, trebuie da? Convingerea și constrângerea. Spuneți dumneavoastră că cu... Vă rog forța. Nu. Constrângerea. Constrângerea nu putem să o facem. Păi spuneți cum o facem, da, ca să-i constrângi. Că până nu, haideți de curăzitate să vă arăt ce mi-a făcut la prune ăștia, sus aici pe deal. 25 de bucăți mi-a terminat toată. Arată și poarta mea. 25 de bucăți, eu sunt proșternat total aici. Ia uite. Asta să fie negoare, dar nu... Da, dar și în lumea. Da, dar și pe încredere, domnul. Bun, da. Și în continuare ați făcut? Am trecut o leacă până la poliție. Dar să-i și spune polițistul, da? Tot plângere, că altfel... Ia uitați-mi ce halul mi-au făcut poli, prun, care-i spăruat deja. Mi-au făcut 25, nu-i terminat, o roz de jur împrejur, nu mai am ce face cu ei. La ce scapă? La tanță, ca și la fel. Capă, la tanță, mai puțin. Nu e curat, la 1,5 m, nu e curat. Îți toate mele. E un uriaș. Da. N-ai tot de dai constrângere. 25 de bucăți de-aia te-ai mai făcut. Și acum spune, dai în cap și gata. Că tot de dacă se duce la muzică. Dar ei să-i duci în noia sa. De ce nu au băie să stau la urmare? Și acum cu data de tine noi e. La mine și până cu animale 20 de bucăți. Bă, că vreați confort legii, nu știu ce. Aici, la da, de, da. Nu știu, la apă abuziv. La apă abuziv? Da, da. Deci avertizați. În cazul domnului la distrugere, aici e clar, trebuie să vă adresați. Se dosar penal. Trebuie să vă adresați, că n-ai, într-adevăr, e... 25 mi-a făcut praf, deci nu mai am ce face. Eu sunt mai mulți, dar 25 nu mai am ce face cu ei. Eu nu știu ce să zază. Cum? Nu știi cine e auto. Da, da, știu eu, cam să știi cine, da? Să știi. Dacă nu l-ai prins și filmat? Da. Luna, i-am și filmat. Din luna aprilie, adică i-ai trimis în științările astea. Din luna aprilie. Înțeles. La toți ăștia. Bărgăul ăsta nici nu-l cunosc, că are stână aici pe Părăul Rușilor. Tot dealul Popii și dealul stânii eului, cu capre, are 100 și ceva de capre. Îți dai seama că mai cradă alea, acolo are 90. După ce ai stână, să obțină o autorizație de la primărie. Am vie acolo în fiecare an. Când a crescut atât, a luat până la rădăcină. Deci nu mai știu de ce. El găsește unii
poate, înțeleg, sunt pășunete, dar nu abuziv. Da, da, atât. Alt problem. Tot așa, referitor la completarea gărurilor astea prin drum, cu balastru, domnule. Eu cel puțin, sincer să fiu, foarte mult balastru mi-am cărat în fața porții pentru că îmi stropește gardul. Sunt pus în situație. Dar sunt găuri multe, domnule, mai ales și pe drumul ăsta la Turbăcești. Și la Turbăcești. Și spre asta, pe la Munchie, sau Urzică. La Călin Urzic acolo, se formează acolo niște băltoace acolo mari. Ar mai trebui completat cu niște balastru, dar așa, de calitate un pic, nu bolovelos. Să mai facem decât intervenții de aici pe acolo, să încercăm în primăvară să luăm un utilaj, un compactor, ceva. Da, să facem bine cu ăla, da. Și să mai încercăm ceva. Cam atât. Și eu știu completări. Da, facem un proiect aici așa. Domnule, eu vreau să-mi manifest nemulțumirea față de felul cum se pregătesc aceste ședințe din Consiliul Local. Și mai întâi, ca și altă dată, și de multe ori, nu acum este prima dată, eu vreau să zic că aceste convocatoare sunt scrise așa cu niște puncte care sunt foarte, foarte subțiri. Și mă surprinde pe mine faptul că la aceste ședințe din Consiliul Local nu sunt trecute punctele care interesează și care sunt de mare importanță pentru comun. Iată, de exemplu, primele, sau de la al doilea punct de pagină, nu se referă altceva decât la aceste probleme care sunt subțiri pentru noi, vis-a-vis de concesionare, despre chirieri și așa mai departe. Sper, domnul primar, ca să acordați mai multă atenție în momentul când faceți aceste convocări, sau mai exact când faceți ordine de zi pentru punctele ce trebuie discutate în Consiliul Local, pentru că noi suntem aici reprezentanții oamenilor, celor 5.000 și 400 că suntem locuitori aici, și ne este rușine când ne întreabă cineva, spune, ce ați pregătit acolo și felul cum s-a pregătit aceste ședințe de Consiliul Local. Este râsul lumii și de aia spun domnul Ungureanu să nu cumva să trimite pe Facebook că... Domnul Consilier, mă scuzați, domnul președinte, niciodată nu v-am dat sfatul cum să vorbiți în Consiliu. Așadar, nu vă permit să-mi dați sfaturi. Punct. Mulțumesc frumos. Niciodată nu o să intervine ultima oară când intervine în Consiliu. Nu este locul meu să dau sfatul consilierilor, iar dumneavoastră nu vă băgați în meseria mea, că nu faci... Domnule, eu spun chestiunea asta, nu sunt ședință de Consiliu. Eu nu sunt în filmul dumneavoastră, dumneavoastră sunteți politicien, eu am o afacere privată și cu asta... Da, domnule, bun. Deci nu... Da, și nici pe internet, de-aia vă atrag atenția. M-ați făcut de tot râsul pe internet, ori eu n-am nicio treabă cu disputa dumneavoastră politică. Domnule, deci nu se poate să vă bateți joc de dumneavoastră cu televiziunea. Domnule, eu nu candidez la primărie. Nu, nici nu candidez. Și vă rog să nu îmi impuneți. Dar aveți ce separați, eu nici nu public ședința. Nu sunt obligat. Domnule, nu îmi impuneți dumneavoastră ce se vorbesc în ședința Consiliului Local. Exact asta. Păi uite, eu vorbesc. Păi vorbesc de altcineva. Nu, domnule, vorbesc în ședința Consiliului Local. Nu sunt aici, domnule. Păi nu, ce se va face? Păi sigur, ce faci? Da. Deci, încă o dată vă spun că aceste ședințe de Consiliu Local nu sunt bine pregătite. De exemplu, ar fi fost foarte interesant ca în aceste ședințe să fi fost pus un punct, cum ar fi, de exemplu, despre societatea comercială a domeniului public și privat. Pentru că am spus de mai multe ori, această societate nu este altceva decât o societate sau o firmă căpușă. Stați un pic, opriți un pic. V-a plăcut când a fost zăpadă și a făcut, au curățit tot? Domnule președinte, știu că v-a spus.
Dumneavoastră ați cheltuit 50 de miliarde pe lor pe an pentru așa ceva, ca să arunce o roabă de pierdere. Și mai ne-ai dispunea să trebuie făcute drumurile. Cine pune drumurile? Vine cineva din ce? Domnul meu, înțelegeți-mă o dată. Nu vreau altceva decât această societate să se autogestioneze. Nu să stea pe spatele nostru. Asta înseamnă că... Noi eu facem lucrări Consiliului Local și Consiliul Local plătește, domnule. Domnule, dar cât plătește 50 de miliarde pe an? Dar nu știu de unde a spus de asta sumă. Deci, domnul Pernă, ați spus, ați menționat o sumă. 50 de miliarde. 50 de miliarde. Sunteți sigur? Da. 50 de miliarde. Dumneavoastră, vei. Vorbeți 5 milioane. Doamne, 50 de miliarde, 5 miliarde. Câte sumă sunt 50 de miliarde? 50 de miliarde vechi, pentru că dumneavoastră a spus că la un buget de 150 de miliarde vechi, DPP-ul ăsta care este aici, cheltuiește o treime, pentru că nu s-au autogestionează. Și a zis odată, domnule, această firmă trebuie să scoată salariile, măcar salariile. Au realizat, au încasat 130.000 de lei. Așa? 130.595 de lei. Pe anul trecut? Pe anul trecut. Așa? Și au cheltuit 150.691 de lei. Deci s-au obținut în profit. Ce a rămas cu pierdere? În pierdere sau? Da, la voi de mine. În bugetul pe anul trecut, ați venit dumneavoastră aici și ați spus... Vorbiți că, din păcate, dumneavoastră nu înțelegeți foarte multe chestii, dar le luați și le aruncați mai departe și... Nu, domnule, așa este. Vă spun pe cifre. Așa este. Ce vrei, domnule? 50 de miliarde. Cum poți să vorbești? Dar cum poți să vorbești? Uite că așa spus, domnule, 50 de miliarde ați aruncat de buget pentru DPP. Doamne, dar 50 de miliarde era tot bugetul inițial la anul trecut. 60 de miliarde era tot bugetul comunei Mosterea Cacii. Bugetul inițial. A spus dumneavoastră, domnule, că tare am amețit cifrele astea, nu mă știți nici dumneavoastră ce. Aici eu am înțeles. Iar ăsta ce nu vedeam pentru la duce la David. În fine, haideți să spuneți. Deci ce vreau? Vreau să spun că această societate, care o consideră ca ușă, trebuie să se autogestioneze. Asta fac, să autogestioneze. Asta, să autogestioneze. Acum merge. Dar știi ce se întâmplă dacă se autogestioneze? Să spun eu, o să mărească taful, să mi-l dea cu 1,5 milioane. O să vă dea brava, domnule. Ce să-mi dea? Păi nu e așa, domnule. Societatea este... Societatea Consiliul Local, domnule, nu e nimănui, ci Dumnezeu. Da, domnule, dar consumă prea mult. Domnule, dar v-am spus ce-a consumat, ce Dumnezeu. Când ai făcut servicii, ține cu populația, îți dă mai puțin. Nu, domnule, vă spune ce înțelegeți. Unii sunt, de fapt, care aparte suntem? Da, problema era... Ca pe ordine de zi, acest comunicator care l-a prezentat la fiecare ședință din Consiliul Local, să fie niște probleme strigete. Într-adevăr, de mare importanță pentru comunicator. Țin să vă arăt că aveți posibilitatea de a veni cu inițiative în cadrul Consiliului Local. Cu inițiativă domnul Beloi. Și noi supunem la vot o hotărâre de consiliu. Ca proiect de hotărâre și noi o să vă susținem. Un raport vis-a-vis de activitatea de membru. Veniți săptămâna viitoare și prezentați domnul secretar și facem un material. Și ca să nu mai zic. Nu zic, dar am uitat ceva să zic cu treaba. Da. Dacă termin domnul Beloi. Am terminat. O parte din cetățeni se plâng că e cam scump de problemul ăsta care îl ia de la primărie. Se mai poate ajusta ceva, dar ce mai vrea, că v-a aliniat la folosiri de chestii. Este într-adevăr dificil cu masajul. Am discutat un pic cu șeful local, cu posibilitatea pe care o să lăsăm la populație. Am stabilit ceva și o să vedem ce iese din calcule și să mai ajustăm un pic, dacă într-adevăr este. Păi, ați aliniat prețurile pe folosirile, am înțeles. Și ei, știți, salariile sunt mici, pensiile sunt mici. Așa este. Dacă se poate ceva să mai umplăm acolo. O să încercăm să mai intervenim, să vedem. Da, bineînțeles că tot cu aprobarea Consiliului Local nu se poate. Vă gândiți la un preț care e mai jos.
O să fie o propunere și o să vedem exact cum. La ora actuală cât e prețul acum? De fapt ne-am zis, dar nu e rețin. O să fie și alte lucruri. 165 lococioată. Lococioată? La rampă. La rampă. 150 la rampă? La rampă. 165. 165. La rampă. 165, nu? 165, nu? Și oricum, 120. Da. Doamna Bună. Nu mai ridica problema asta într-o ședință și a rămas așa, în suspans. Avem niște cântări publice de tot râsul. Capace nu, garduri nu. Este un aspect, îl dau aici, la mine, la Ierimia. Ies să-mi bată, scoate obiectul și face pipi pe gardul fântânii, văzut de mine. Obiectul? Da, așa. Fântâna de la Dimulescu la fel. Fântâna de la domnul Bălan nu mai vorbesc. Cai, căruții, Dumnezeu cu mine. La domnul Tăbăcaru, idem. Nu se poate face... Bine, aveam câteva fântâni care trebuie să învăță. Măcar pentru să nu ne facem de râs, că e centru comun. E ceva de... De groază. Trebuie făcut de gata. A căzut pisică în fântână. A mâncat lumea, a făcut mâncare cu apă, cu mățăcute din fântână. Păi dacă ar avea capacă, nu s-ar mai întâmpla. Și pus cumva cu ceva o pancartă prin care să indexe cât omul. Nu, dar dubitocia asta. Nu se mai scoate lumea. Păi, îți fac o pată lume treabată, dar nu la fântână. Sau să duc și clătesc rufele în preajma fântânii, scoate apă și clătesc. Asta, chiar dacă am lucrat, așa e. Asta e cultura. Trebuie ajutată cultura asta acum. Cunoaie pe dealul pe ăsta, pe Pârâul Rușului. Cred că are jumătate de metru acum noroi, pe Pârâul Rușului. Am mai spus problema asta, am încercat să le spun așa, prin apropo, nimic, îmi dă cap. Că cine sunt eu? Dar ce? Ce înseamnă asta? Tot ce strâng din grădină duce pe Pârâul. Am încercat să le spun că s-a pus cameră de lua vedere, nimic. Omul tare, omul e... Să vă mai spun și ce mi-a făcut la Udaie, nu mai spun. Nu vă mai spun, mi-a stricat și poartă și tot. Gardul, nu toate. La doctor i-a rupt toată sârma. Cine vrea, intră, cine vrea, iese. Numai lână pentru toate sârmele, numai... Chiar nu se poate face chiar nimic. Acolo chiar nimic n-avem situațional, din păcate. Să ne interzice să mai intre cei din la curița, cei din la casă și pe teritoriul nostru. Pe teritoriul nostru, că vin drăgoi din la curița. Distrugerea unui proprietăți particulare și acolo trebuie să depune... Dar și izlazul, domnul primar. Doamne, izlazul... Ce caută pe izlazul nostru? Vreau să știu. Păi, da. Păi, ia să ne ducem noi, luăm și noi câteva animale să mergem la casă. Nu mai venim nici noi întregi, nici animale. Dar noi suntem vorba aia, mărinimoși. Trebuie făcut cumva interzis. Să mai circule pe teritoriul mănăstirii Paște. Cum știi votare? Drăgoi, n-am spus. Drăgoi? Da, doi frați, drăgoi sunt. Aici am cu asta de altfel. Stă cu măciuca în cap dacă te duci la el. Am o țăcăne pe tine, du-te. Da, dar știu, 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 știu. Eu am depus la poliție. Eu am depus și la poliție și la primărie. Și ca și cere. Da, voi o direcționăm către poliție, clar. S-a dus noaptea cu lumânarea să desfacă, a desfăcut geamurile, n-a putut să intre, că sunt druci, n-a putut să strece ușa, că e tot la fel făcută cu gratii. De fel și de dragi, a stricat poarta, dar cu naiba, cu ce-o fi dat. A luat lemne de la bucătăria de vară, a găsit niște cauciucuri, ele le-a luat și la un loc a făcut foc și și-a pus de ea în spații vara, când faci mămăligă și mâncare la iarbă verde. Trebuie. Nu știu să chiar. Da. Și aici a fost Zota cu Filip și cu un câine după ei. Să-l prind pe Filip, să-i iau în cap. Zota a nebun. Și periculos. Ești are nici câine cât în casă de oamenilor, da. A luat mâncare după masă, nu fi după sânul, dar chiar... Vine bun. Chiar nu există nicio lege, așa cum și... O venim de la Iași, mai zdravă, noi spunem, nu știu mai pot spune, mă. Problema e cum să depun reclamații. Noi am depus. A
Ați depus un podreclam, da? Nu, dar nu. O să revină soțul cu o reclamație. Da. Deci, neapărat, eu, de ce ne-am auzit să mai prânzi, am spus, doamne, de puteți ne reclamați. Dar ce nu ți dau ne-a făcut prăpăt, domnul primar? Da, nu vine nimeni, doamnă, să nu reclamă frică la oameni. Am luat frică de el. Am vecina mea care i-a murit soțul, stă și ziua cu poarta încuiată, te cheamă lui. Da? O are periculos. Îți dă în cap și cu ziua, ea e praful după tot. Mai aveți altă problemă? Nu, nu vines. Să mai scrie și la cuvânt? Cred că nu. Întâlnirea vrea să se iau măsuri. Vreau să le introducem într-un moment. Declarăm ședința. Mulțumim.